Românii din Israel au fost aproape de națională, dar au plecat triști acasă, la fel și Edi Iordănescu, pe care izraelienii l-au lăsat fără apă. Lui Edi Iordănescu i s-a uscat gâtul de cât a țipat la meci și s-a trezit cu masa goală la final. Bine că am pare, dar o apă n-aș fi avut. Ce apă, dar aduce microfon. S-a uscat gâtul. Sute de români au venit să vadă naționala lui Iordănescu în Israel și erau siguri că o să câștige România. Ole, 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 ole! Bună seara! România! De unde sunt? Bună seara, bună seara! Păi dacă nu-i bate, bate mai pii! Îi batem și pe ăștia, că pe greci. Noi vrem să fie egal, egalitate. Să nu se supere nimeni. Să fie prietenie. Și egal a ieșit. Unii români din Israel au aflat la meci cine sunt fotbaliștii naționalei. Sincer, nu cunosc niciunul. Din aia vechi, da, îi cunosc generația de aur, o cunosc. Colegul lui Pușcaș de la Pisa, Marius Marin, a atras toate privirile cu treningul de 3.000 de euro.